Eu m-am ridicat să predic după câteva cântări și vreau să încep prin a citi începutul și sfârșitul unei cântări din Biblie. Psalmul 145, o cântare de laudă a lui David. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Versetul 3, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărirea Lui este nepătrunsă. Și încheia cu un alt vers, versetul 21, gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Amin. Avem toate motivele să binecuvântăm numele Domnului, pentru că este aproape de noi, ne-a mântuit, ne poartă prin tot ceea ce trecem în viață spre Sfântă Împărăția Sa, slăvit să fie numele Lui. Amin. În Luca capitolul 5 s-a citit de la versetul 17 cuvinte care se află în Biblia noastră sub titlul Vindecarea unui slăbănoc, dar spre deosebire de Cartea Psalmilor, unde titlul este în original, aici titlurile sunt trecute de traducător și îmi permit să schimb titlul. O zi de slujbă sfântă. Este scris în Evangheliile sinoptice care relatează acest caz că într-o zi, Domnul, reîntorcându-se la Capernaum, s-a auzit și dintr-o dată s-a făcut adunare. Hai să vedem în această seară câteva lucruri care sunt de dorit când ne adunăm. Vedeți, ne adunăm duminică, marți, joi, vineri sau cu alte ocazii. Ce ar fi bine venit să se întâmple atunci când suntem adunați? În primul rând, scrie aici în versetul 17. Iisus învăța pe noroade. Sau, cum scrie în relatarea din Marcu capitolul 2, același episod, versetul 2, și s-au adunat în data așa de mulți că nu mai puteau să încapă locul dinaintea ușii, și primul lucru ce e de dorit să se întâmple în adunare, El le vestea cuvântul. Știți că oamenii stăteau să-L asculte pe Domnul cu zilele, flămânzi. Și scrie în relatarea din Luca, aici în versetul 17, că mai erau acolo și farisei și învățători. E de dorit, frați și surori, când suntem la adunare și dragi copii, tineri, adolescenți, nu doar să avem învățători, adică oameni care vor să spună ceva. Doamne ferește, și de farisei care vor să spună numai anume ceva. Și să avem oameni cărora le place să vestească în întregime și cu bucurie numai cuvântul lui Dumnezeu. Spune Pavel în Filipeni, capitolul 1, că predicatorii sunt de mai multe feluri și unii au interese, alții se gândesc la nume la cineva, dar zicea el acolo de unii care vestesc cuvântul din dragoste. Ăștia nu-s datori la nimeni decât de la Dumnezeu să fie purtătorii lui de cuvânt. Și așa-i de dorit. Dumneavoastră doriți oameni care să predice cuvântul? Știți care e dovada că doriți? Îl aduceți la dumneavoastră. Așa frumos le stă și la surori cu Bibliile în mână, că vara mă mai trebuie uneori și evantai, dar acum rămâneți numai cu Scriptura. Sau dacă Domnul ne dă lacrimi, folosim o batistă sau un șervețel. Da, cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Am citit aici că Iisus învăța, dar Iisus este numit cuvântul. Adică, ce înseamnă cuvântul? Știți, scrie, a locuit printre noi cuvântul plin de har și de adevăr. Adică să fie în adunare ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită. E foarte important ca aici să ne vorbească Dumnezeu. Este scris în Scriptură de sute de ori. Domnul a vorbit lui Moise, prorocilor, sau cu cine vrei, capitolul 1. A vorbit în multe chipuri, în multe rânduri și apoi după ce a vorbit prin toți aceștia, ne-a vorbit prin Fiul slăvit să fie numele Său, prin care a făcut și viacurile. Acest cuvânt despre care spunea Domnul că e mai puternic decât cerul și pământul. Tot ce scrie aici
trebuie să se întâmple. Tot ce scrie aici trebuie să ne intereseze. Și dea bunul Dumnezeu să avem o inimă aleasă ca cei din Berea, la adunare cu scripturi, acasă cercetăm ce scrie în aceste scripturi și fie ca acest cuvânt plin de putere să ne mântuiască, să ne dea credință, căci credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. E foarte important, rețineți, să avem mai întâi cuvânt mai presus de orator și de oameni care țin la teoria lor doar și vreau să arate ceva. Nu. Să fim doar niște purtători de cuvânt al lui Dumnezeu. Grija noastră să fie să transmitem acest cuvânt curat și Dumnezeu mai departe să-și facă lucrarea, slăvit să fie în veci. Mergea un tânăr pe tren și a vrut să facă evangelizare. Și au încercat unii să-i se împotrivească, unii mai inteligenți, aducând argumente, chipurile din știință. El le-a spus, domnilor, eu știu Biblia. Și le spunea câte un verset într-un domeniu, un alt verset din Evanghelie, ce îi dădea Domnul pe inimă pentru că le avea. Și s-a constatat după câtva timp, între altele, un om din acel compartiment s-a pocăit și i-a zis, băiete, atunci te-am socotit nepregătit. Dar cuvintele care le-ai rostit nu le-am putut uita și n-am scăpat de ele, căci cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Luca 1:37, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Foarte important. Când citim într-o situație critică acasă, ne poate vorbi Dumnezeu, nouă, altora. Așadar, să rămânem îndrăgostiți de acest cuvânt și la adunare să aibă locul întâi. Cu alte cuvinte, să nu mă înțelegeți greșit, ca și cum că predicatorii sunt cei mai importanți în adunare, nu. Că și cântarea transmite cuvântul lui Dumnezeu. Adică în adunare, primul care trebuie să aibă un cuvânt de spus e Dumnezeu. Noi venim aici nu să ascultăm părerea cuiva sau să dăm note care predicator s-a descurtat mai bine, care este mai isteț, nu. Nici să calificăm, nici să descalificăm pe oameni. Suntem aici în primul rând și asta rețineți primul lucru de dorit în adunare, să ne vorbească Dumnezeu. Al doilea lucru de dorit în adunare, scrie aici în Luca 5, versetul 17, partea ultimă, iar puterea Domnului era cu el să vindece. A zis Domnul și vă citesc din Marcu, când s-au prezentat la el Saducheii, capitolul 12, versetul 24. Și au venit ei cu o situație reală, ipotetică, nu știu. Știți că unul a murit și nevasta lui s-a perindat pe la toți frații lui. Și acum mare problemă, ca și cum că rămâne încurcat Dumnezeu la înviere. Și spune Domnul aici, drept răspuns Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi? Din pricină că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Scripturile e absolut normal să fie legate de puterea lui Dumnezeu. Adică în adunare nu-i destul să avem doar cuvânt, putem ști Biblia pe de rost, să nu ieșim din ce-i scris. Da, asta e prima. Dar a doua, dacă Dumnezeu ne vorbește, atunci El trebuie să fie prezent și să-și arate puterea, binecuvântat să-i fie numele. Uitați-vă, vă citesc din cartea Faptele Apostolilor, pe lângă evenimentul despre care s-a citit în această seară, Fapte, capitolul 6. Scrie aici în versetul 7, să vedeți relația dintre cuvântul adevărat și puterea lui Dumnezeu. 6:7, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere. Și făcea minuni și semne mari în norod. Întoarcem paginile. Tot cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 5. Ajuns la Salamina, e vorba de Barnaba și Saul în prima călătorie misionară, au vestit cuvântul lui Dumnezeu sinagogile iudeilor. Acolo, în versetul 7, ni se spune că un dregător, Sergius Paulus, și-a arătat dorința să audă cuvântul.
Dar un vrăjitor pe nume Elima le stătea împotrivă și aici s-a arătat puterea lui Dumnezeu. Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el, i-a rostit sentința și scrie apoi în versetul 12, atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, când a văzut puterea care însoțea cuvântul, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Interesant. De ce nu a rămas uimit de puterea Domnului? S-a dovedit că învățătura era cu putere, fiindcă era însoțit. Fapte 19. Toarceți paginile, scrie aici în versetul 10. Lucrul acesta a ținut 2 ani, evanghelizarea lui Pavel din Asia Mică, așa că toți cei ce locuiau acolo, iudei și greci, au auzit cuvântul și Dumnezeu făcea minuni. Versetul 19. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au scos cărțile, au ars, să se pocăiască vrăjitorii, să înseamnă să iasă demoni. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm, frați și surori, să fie prezente în adunările noastre aceste două lucruri, cuvântul și puterea lui Dumnezeu. Poate ați citit sau tradus câteva cărți a fratelui Jack Deere, este încă în viață, din America. El a fost în concept cesaționist, adică din cei ce cred că lucrările Duhului Sfânt au încetat în primul veac. Dar Dumnezeu l-a pus în fața unor situații în care a văzut puterea sa și a rescris teologia, a plecat de la facultatea unde preda și în cărțile astea vă pot și indica titlurile Surprins de puterea Duhului sau Surprins de vocea lui Dumnezeu. El relatează câteva minuni pe care a ajuns să le vadă și chiar să fie părtași împreună cu alți frați la ele. În mod deosebit mi-a atras atenția o lucrare făcută de Domnul zilele astea printr-un frate evanghelist a cărui soție a născut un copil prematur. El era angajat să meargă la o evanghelizare în Africa. Copilul era la incubator, s-a înțeles cu soția ce-i de făcut și i-a făcut ungere la copilaș și i-a spus, nu știu dacă te mai văd sau ne întâlnim doar în Sfânta Împărăție. S-a dus în Africa, Dumnezeu a cercetat oamenii undeva în Congo, pare mi se, și între altele, într-o zi pe când să se încheie predica, Dumnezeu i-a schimbat cursul a ceea ce avea să spună. Și a zis, Domnul mă științează că aici este un om în casa căruia a intrat Duhul morții, dar Dumnezeu vrea să dea viață. Unui tată îi murise copilașul și s-a necăjit și Domnul i-a vorbit, era credincios, du-te la slujbă. Le-a lăsat pe toate, a lăsat copilașul la spital, cum era în faza aceea, din cât am citit eu, de curând decedase. Frații s-au rugat acolo la adunare și când s-a dus înapoi, copilul era viu. Și fratele scria în carte, zice, eu am citit certificatul de deces pe care între timp îl întocmiseră autoritățile de la spital. Că la adunarea unde Dumnezeu este prezent cu cuvântul, poate fi prezentă și puterea sa. Mărit să fie Domnul! Credem noi aceasta? Să ne așteptăm la asta și să dorim asta. Doamne, fii prezent aici și vorbește. Doamne, fii prezent aici și arată-ți puterea. E necesar să-și o arate? Avem și noi atâtea situații și avem nădejde în bunul Dumnezeu care să-și întindă mâna și să ne sprijinească, slăvit să fie numele Lui. Da, puterea lui Dumnezeu înseamnă iertare, înseamnă vindecare, înseamnă tot ceea ce avem noi nevoie. Un al treilea lucru care cred că e de dorit când suntem în adunare și asta ne implică pe noi, scrie aici în Luca, în cuvintele citite, slujirea noastră frățească. Cu asta vreau să spulber de la început gândul celor care cred că pe ei nu-i ajută nimeni. Domnul a ajutat, scrie Ioan 5 și pe unul care a zis, n-are nimeni. Și pe ăsta poate să-l ajute. Da, nu-i de dorit ca în adunare să fii și să nu te ajute nimeni. Ce-mi place de ăștia patru, că niciunul din ei n-a zis, vă descurcați trei. Și al treilea să zică, la adică și doi pot, unul la cap, unul la picioare. Eu înțeleg de aici că
au ajutat de tot ce era nevoie. Poate de al cincilea nu era nevoie. Vom fi noi în orice situație gata să împlinim nevoile care sunt? Zilele astea am ascultat următoarea mărturie. S-a petrecut în Ardeal, în urmă cu vreo 25 de ani, sau 30, să nu greșesc, într-o familie de necredincioși, cunosc cazul, nume, tot localitate, era un copil handicapat. Ceva de genul ăsta de aici. Și într-o zi când părinții lui n-au fost acasă, alți copii din sat, asta n-am reținut, pocăiți în primul rând, dar și nepocăiți prieteni de-a lui, l-au luat pe sus și l-au dus în adunare. Și l-au pus așa, pe ultima bancă în adunare, rezemat de cuierul de haine. Au stat lângă el, stătea așa ca un lemn. S-a anunțaseră ungeri pentru bolnav și rugăciune. Bă, el nici nu putea face deplasarea asta, copiii atât au avut îndrăzneală să-l aducă, să-l ducă până acolo, n-au îndrăznit, dar s-a anunțat cel ce conducea slujba, dacă mai sunt în sală, în afară în cei ce au ieșit, să pună mâna pe trupul lor bolnav. Și copiii de lângă el au zis, mă, eu potrivit e mâna dreaptă, piciorul drept nemișcat, mâna stângă pe piciorul stâng nemișcat, și au zis, strigă și tu la Dumnezeu. Și la rugăciunea aceea copilul s-a vindecat. Ăsta e caz din România. S-a sărit pe bănci. Și-au trecut ani și pe copilul ăsta l-a făcut domnul proroc. Și am auzit una din lucrările pe care le-a făcut domnul Pinel acum nu de mult. A vorbit domnul în localitatea lor că vor fi un anumit număr de persoane care se vor boteza, un număr peste 20 undeva la comună sau la sat, nu știu exact ce. Și au zis, frații mei, nu se poate, dar atâția n-am avut în ultima vreme. Și o să rămâne de văzut, că domnul vorbise la începutul anului. Și s-au adunat mai puțin cu unul. Dar pe când s-a apropiat botezul, a năvălit unul din sat și n-or scăpa de el până l-or trecut și pe el pe listă. Că Dumnezeu împlinește. Dar e nevoie să slujim și noi. Și pe ăsta care l-a făcut domnul proroc și îl vindecase atunci, l-a trimis domnul la un om din sat, un om foarte rău. Du-te-i spune că dacă nu se pocăiește, mare 3-3 stămâni și moare. Prorocul nu de mult primise slujba asta a zis, Doamne, ui, știu ce scandalos e omul ăsta. S-a dus și-a întrebat pe fras, ce să fac, mă duc, nu mă duc să-i spun? Băi, dacă Dumnezeu ți-a spus, tu ai credință, te duci și-i spui. S-a rugat, s-a dus. A întrebat, ce ne vine la noi? Tu niciodată n-ai venit la noi. Bă, n-aveau de ce să meargă. Și spune, uite, Dumnezeu mi-a spus că dacă nu te pocăiești, 300 mâini mori. Și omul începe să înjure. Ce treabă ai tu cu viața mea? O fratele zice, cum să ies din curte acum? Și zice Dumnezeu, întreabă-l numai atât. Ce a făcut când era sub pod și a indicat localitatea din Europa unde a fost? În clipa aia omul s-a așezat acolo în curte pe ce avea, a început să albească. Și-a zis, cine ți-a spus asta, că nici nevasta și nimeni sub soare nu știe? Și-a zis, Dumnezeu care mi-a spus că mai ai 300 mâini dacă nu te pocăiești, mori. Și omul acela s-a pocăit. Dumnezeu vrea să-și arate puterea, dar e nevoie și de slujirea noastră. Amin? Să-l aducem pe cineva. Ce-au făcut copiii aceia? L-au pus acolo. Ce-au făcut ăștia patru? L-au ajutat. Îmi place tare mult rugăciunea Tatăl nostru. Tot ceea ce trebuie scrie în Matei 6, că e acolo nea. Dar vă rog, rețineți, toată rugăciunea la prolar. Nimeni n-are voie să spună Tatăl meu, pâinea mea, păcatele mele, ispitele mele, Doamne, mie să-mi dai, pe mine să mă păzești, totul la prolar. E bine că ne rugăm Tatăl nostru. Măcar atunci ne rugăm și noi pentru alții, nu? Că așa ai făcut rugăciunea. Doamne, iartă-ne greșelile noastre, pâinea noastră. Ne-am rugat pentru toată săptămâna pentru pâinea la toți, nu? Da? Doamne, păzește-ne pe toți de ispită. Să ne ajute Domnul să slujim pe frații. Este foarte important. Știți, spune în Matei 25 când ziua aceea se vor scoate la iveală actele cu hainele, cu pâinea care ai dat-o, cu vizitele care le-ai făcut, cu oamenii pe care i-ai cercetat. Da? Că la Dumnezeu toate astea se păstrează în evidență, fiindcă este nevoie
de ele, adică este nevoie de noi. Doamne, ajută-ne! Știți cum a ajuns Petru la Domnul Iisus? L-au adus frate sau Andrei. L-au găsit pe Filip, Natanael. Fiecare a făcut ceva. E frumos să cântăm împreună, iată, învățătoarele, copiii, corul, fanfara, toți ceilalți care se roagă. De care nu este nevoie? De toți este nevoie. Dacă nu veniți în locul gol și rugăciunea aceea, de acolo nu se înalță încă o flacără în sus. E nevoie și de cei de acasă, poate care nu pot să vină, să se roage acolo, să strige la Domnul, să dea Domnul har și îndurare în privința asta tuturora. Amin? Și mai adaug aici ceva, scrie în Galateni, capitolul 6, versetul 2, apropo de slujirea sfântă. Purtați-vă sarcine unui altora. M-a pătruns cuvântul ăsta că purtau un slăbănog. Adică să pui și tu mâna la ceva. Dar este o situație negativă în Fapte 16, de exemplu, scrie aici, îți vreo două versete, scrie de versetul 35 și 38, de cei ce purtau nuelele. Să vă păzească, bunul Dumnezeu, brațele să purtați nuele. Așa ca să mă atingi pe unul și pe altul. Nu-s brațele noastre pentru asta, brațele noastre sunt pentru purtat slăbănoși. Pentru ajutat, pentru a ne înălța spre cer, nu spre a arăta cu degetul, să ne purtăm sarcini, nu nuele, amin? Și în ultimul rând, ceva ce cred eu că este bine venit în adunare, dacă este cuvânt, dacă este puterea lui Dumnezeu, dacă este slujirea noastră, scrie aici în ultima parte a textului din această seară, citesc Luca 5, versetul 25 și 26, și numai decât slăbănugul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea, s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu, toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Când ne adunăm, este nevoie să dăm slavă lui Dumnezeu. Să o facem și prin amenul nostru. Vorba unui frate, zice, tare bine când e fratele amen și sora aleluia la adunare. Da? Nu știu de ce tăcem uneori. În cer se strigă într-una. Sfânt, sfânt, slăvit, slava, cinstea, stăpânirea, nemurirea, să fie a lui Dumnezeu. Știți, la noi nu se bate din palme după predică și după cântări, dar frumos ar fi în timpul cântărilor și a predicii să-L slăvim pe Dumnezeu pentru lucrările care le face, să-L binecuvântăm. Sau nu avem pentru ce? Așteptăm numai minuni mai mari pentru care să-L slăvim. Ce am citit în Psalmul 145? În fiecare zi, Doamne, Te voi lăuda. Doamne, ajută-ne! Merită Dumnezeu să fie slăvit. Asta e foarte, foarte important. Pentru că textul nostru ne spune că oamenii s-au împărțit în două. Unii au cârtit și alții au slăvit pe Dumnezeu. Ce faci la adunare? De cârtit se poate și în șoaptă, că scrie că în șoaptă vorbeau, comentau, că de ce așa, de ce nu altfel. Nu că n-ar fi lucruri supra cărora ar trebui note de subsol și observații. Poate sunt. Dar dacă la subsol ar trebui amendamente pentru mine că am greșit un verset sau am încurcat o frază, de ce n-ar merita să fie titlul la pagină Lăudat să fie Domnul? Și atunci nu mai e timp să citești notile la subsol, că știți, într-un text notile la subsol de regulă se scriu cu litere mai mici. Dar slava lui Dumnezeu trebuie scrisă cu litere mari. Binecuvântat să-i fie numele. În Apocalipsa e scris și așa va fi până la sfârșit. S-a scris, s-a zis Apocalipsa 14, temeți Dumnezeu și dați-i slavă. Dar scrie în 16, scrie în 9 în Apocalipsa că au venit pedepsele Apocalipsei și unii au început să batjocorească și să hulească. Și scrie în 2 Petru 3 că vremea în urmă vor fi cârtitori, batjocoritori. Scrie în Exod 16, le-a zis Moise, mâine dimineață se vede slava lui Dumnezeu. Ce slavă au văzut? Că dimineață a apărut mana, dar scrie acolo că au început să cârtească. Deci boala asta e veche! Când ne vom întoarce acasă, cu ce ne vom întoarce? Vom slăvi pe Dumnezeu de felul în care a lucrat azi la adunare sau vom cârti că n-o pus sau n-o pus pe cutare sau a făcut sau n-o făcut?
Da, nu suntem desăvârșiți, dar Dumnezeu este desăvârșit. Noi oamenii greșim, dar Dumnezeu face lucrări de slavă. Numele Lui să fie binecuvântat. Și pentru toate acestea ar trebui să fie slăvit. Și ceva adaug aici. Cine credeți dumneavoastră că a fost mai motivat să dea slavă lui Dumnezeu din tot ce s-a întâmplat acolo? Cine a fost mai bucuros când s-a întors acasă? Acum, în primul rând, sigur, bolnavul, nu? Da, ăia patru. Nu s-o fi bucurat și aceia? Oare cum s-au ales aceia patru? Oare în discuțiile care prindeți de targă n-o fi fost vreunul care să zică era cât pace să mă angajez eu, dar altul vom mai pe fază? Ce vom face? Vom prinde aceste ocazii să participăm la ajutorul fraților, să avem ocazie să slăvim pe Dumnezeu, sau o predica Domnul, învățătorii au rămas pe margine că nu le-a plăcut. S-au arătat puterea lui Dumnezeu, alții au rămas să întrebe, de unde ai tu puterea asta? A fost slăvit Dumnezeu, alții au rămas să comenteze. Doamne, ajută-ne dacă participăm la slujba sfântă să avem parte de ea. Asta e frumusețea a tot ceea ce merită să se întâmple în adunare, slăvit să fie numele Domnului. Închei și eu cuvântul cu expresia asta despre slavă, că așa se încheie și rugăciunea Tatăl nostru. Știți cum se încheie, da? Copii, cum se încheie rugăciunea Tatăl nostru? M-am spus că e rugăciunea slujirii. Scrie în Luca 6, versetul 13, a Ta, Doamne, este împărăția și puterea, am vorbit despre ea, și slava în veci. Amin. Copii, să nu uitați să slăviți pe Dumnezeu. Merită să fie binecuvântat. Cum este o cântare și bunicul și nepotul cu al lui acordeon, orchestre și fanfare și tot ce avem în adunare. Dar să o facem și acasă. Și când ne întoarcem, să povestim lucrările lui Dumnezeu. Numele Domnului să fie binecuvântat. Și fie ca de fiecare dată când venim la adunare, să fie cuvânt, să fie putere, să fie slujirea noastră și să se arate slava lui Dumnezeu. Amin.